Da. Ah, nu mă mai fac mâna. Se mor din asta repede degetul meu. Băi, da, cum e? Fa! Băi, bogare, mamă. Au! Fa! Spargeți acolo buton de like neapărat, deci, da? Bogdan își pune șarpele încă, deci spargeți cu like-ul. Deci dacă strângem, fii atent, dacă strângem aici 15.000 de like-uri, îl pun și eu acum, să mor eu, dacă nu, dacă apăsați acum pe buton. Mă strângi de gât, Bogdan. Nu te moară. Păi nu, nu de vreau. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De fapt, la un fel de challenge, să-i spunem așa. O să fie un video mai special pentru că astăzi, după cum se poate vedea, am doi invitați. Pe Bogdan IBM. Vă pup. Și pe Danu. Vă salut. Îi cunoașteți cu siguranță. Fac niște challenge-uri foarte interesante. Și după cum mi-ați cerut, știți că în trecut eu cu Bogdan am mai făcut niște da. Clipuri. Acum și... mai mult timp. Da. Au trecut mulți ani. Mulți ani. 4, și încă mai suntem aici. Da. Că am și barba albă acum. Am și barba albă. Uite aici la păr alb. No, nu mai lăudați cu ăștia, vă rog. Da, da, nu-i de laudă. Da, așa, noi ca noi, dar Danu e mai mic și oci pe aici. Tot te bă, că toarce capul în partea aia la altă. Toarce în partea asta aici. Aici, acolo. Asta zic. Astăzi o să facem un video special, după cum vedeți și în titlu, What's in the Box, doar că asta va fi ceva mai diferit, pentru că probabil n-ați mai văzut treaba asta la alte persoane, că n-aveți puțin, cum. N-am făcut niciodată. Da. Adică eu am mai făcut de multe ori challenge-ul ăsta, așa, dar cu obiecte, lucruri. Exact. Nu cu animale vii. Cu animale vii. Maxim l-am pus pe Pablo, pisica mea, aia a fost singurul animal. Astăzi cu animale vii, cu animale exotice, niște animale foarte rare, unele dintre ele în România, unice. Nu știu dacă o să ți le pun pe toate sau o să vedeți voi exact pe parcurs. Ei, băi, în mare parte știu ce am, dar nu se așteaptă la toate. Așa, m-am uitat puțin pe aici, are niște șerpi. Scanez așa un pic. Scanez, dar sincer mi-e frică rău. Așa că am pregătit aici o cutiuță. Punem aici cutiuța, bagă mâinile, o să fie un challenge în doi. Deci eu le pun animalul, ei se vor întoarce și simplu și la obiect. Dacă o să vă placă, spargeți butonul de like acolo, să adunăm cât mai multe like-uri la video, să vă abonați. Și eu mă pun pe treabă. Dar chiar era bun, dacă vă dădeam cât un fes în cap, îl trăiesc pe ochi și gata. Am întors camera, o să se vadă în partea cealaltă. Deci eu o să stau în spatele camerei și să-i dăm drumul. Chiar am zis, mă uit în ecranul ăla, știi, la rabatat și mă întors pe era... Așa, hai să mă gândesc care să fie primul animal. A, gata, îi dăm drumul? A, păi nu știu, îi dăm drumul. Păi mai stup. Mi-a stup, gata, îmi pun la ochi. Ca să știu. Da. Gata? Ha. Da, îți pui la ochi. Vezi că ăsta ca întârșează, da, am. Ce așa, mă? Asta am vrut să zic, ca să știi. Bun, hai să mă gândesc eu prima dată. Nu știu ceva, dar nu le știu. Primul animal nu o să-l aduc de aici, din cameră, o să-l aduc din camera de vis-a-vis. Gata, mă, acolo are crocodili, doamne. Bă, mă duc acasă. Asta jos drept de la ochi. Ies pe vedeule. Are șerpi, are. Nu, dar are șerpi în spate aici care face așa. Nu, dar are ăla urât, cum îi spune. Stă pe o obră. Are ceva urât rău, așa, care deci stă în apă. Stă acolo, nu vă uitați? Nu. Imediat. Așa. Stă acolo? Nu bagi mâna primul, da. Imediat. Am îndrădat. Nu, așa. Am îndrădat. Ok. Tu pui mâna. Băi, nu pui mâna. Piatră farme în tigru. Da. Tați iară la cameră. Animalul face așa? A? Animalul face așa? Da. Nu cred. Nu cred. Hai, gata, băgați mâna. Sunt bași primul mână. Nu, mă, trebuie să trec. Da, și. 1, 2, 3, și. Ia și mai, că băgați amândoi odată. Nu, m-am amândoi odată, că așa-i făcut. Stai că pleacă. Ia uite. Stai că pleacă. Bă, dacă mă mușcă, zic, bă, bune, dacă ai ceva. Bă, dar am făcut urmă. Nu, nu vă pun animale să muște, serios. Hai. Dar nu-i nimic, am. Băi, Dane. De ce ești prost? Nu, dar nu, hai că pleacă, bă, pleacă. Pleacă, după aia trebuie să adun. Bă, nu fii nu, prost! Dar nu-i nimic, pune-i mă, frate! Bagă pe acolo mâna! Totuși, ce mă? Mi-e rău, nu poți să bag mâna! Căutați pe acolo, căutați pe acolo! Bă, l-ai atins în mărturi! Da, da, ceva, are peni, cred că. Are peni! Nu? Nu găsesc! Stai că pleacă sub cutii! Hai! Bă, dar ce-o fie? Hai, bagă mâna, căutați atent acolo. Bă, m-ai atins pe mine cu prostele. E un gândac ceva, este? Și eu zic la fel. E un gândac. Ia-l în mână și vezi. Cum să-l iau mână? Frică mă, frate. Bă, i-a punit un palmă la mine. Hai. Bă, mi-e frică să... Are multe picioare? Da. Te gândi în palmă? Da, mă, frate, și e rece. Pune-l și mâine, pune-l aici, pe pum. M-a atins așa. Nu știu, eu zic că... Bă, ce ciu... Eu zic că e un gândac cu multe picioare, nu dar cum... nu știu cum se numește. Toți gândacii au multe picioare.
Nu, ca o omidă din aia, știi? Pleacă. Păi atât, și cum e omida? Da, mai hai, ține palma. Nu, că mi-e rău cu palma. Ține palma, că mă mușcă, ține palma. Băi, faci așa repede. Nu, mă, eu așa zic, știi cum... Hai să vă arăt, vreți să vă arăt? E omida așa, cu multe picioare. Da, așa, dă-ne două, trei denumiri să ghicim, să vedem dacă ne vine așa. Nu le ghiciți, că n-aveți cum. Are un nume ciudat, sigur. E foarte ciudat, zgândaci, ai ghicit. Stai că pleacă, e foarte complicat cu ăștia că pleacă. Bă, din aia de bucătărie, băi, da. Zgândaci de bucătărie, uriaș. Eu ți-am zis să mor dacă n-aș cred. Dar de ce fac, mă, așa? Nu, trebuie să-i fac o poză la ăștia. Ce țipă? Bă, dar de ce fac așa urmă, frate? Uite cum țipă. Ia. Scuipă, ce fac, mă, ăștia? Bă. Nu, că mi-e rău, ia, eu lacă. Ia. Dacă îți și-o spesă. Nu. Ia, că fug. Ia, bă, nu sunt ofensiv, nu fac nimic, am mănânc vegetale. Ia, uite. Uite-l. Săracu, mă, vezi, nu știu. Mai era unul pe aici, cred. Bă, dar nu înțeleg, de fac curând, bă, dar rimă. Bă, vezi că fugă ăștia, bă, Bogdane! Ia-i de aici. Stai că am lăsat capacul deschis. Cred că m-aș și scripa vă unul, nu mai știu. Da, așa. Bă, frate. Am o cutie în care. Bă, dar ce urât fac, m-am sperat rău. Vă dau cadou câte unul acasă, dacă vreți. Nu, chiar îți mulțumesc, dar nu vreau. Și știi cum se mulțumesc, bă, faceți... Vă dau pereche. Nu, mulțumesc frumos, ești un drăguț, dar sincer. Să vedea ce da, frate. Bă, dar și m-a dus pe mine în eroare, sunetul ăsta, sunete, așa, da. Vreun șarpe, vreo ceva. Da, că fac sunete, da. Sigur, da. N-are mă nimic, am. Da. E bine, e bine. Da, să-mi punem asta. Pregătim runda? Așa, stați acolo, ca să îl arăt aici la cameră. Asta, e următorul. Nu e șarpe. Ba da, mă. Nu e șarpe. Șarpe, 100%. Nu e șarpe. Gata, hai. Am pus mâna? L-am atins? Nu știu. Prima, aaa. Las pe Dan să văd ce faci el. Hai, bag acolo mâna. A, am atins. M-a mușcat, ce-a făcut? Nu mușcă. A dat așa cu piciorul sau... Hai că nu mușcă tare. Aaa, păi mai cu așa. Nu, dar am pus. Stai mă, boule, că-l speri. S-a speriat el, nu? Da, se speri. Nu știu, mă, face ceva, sare. Păi nu-l mai speria, boule. M-a mușcat? Nu, dar m-a atins, m-a lins, mi-a făcut ceva, este? Da. Aaa, nu mă mai fac mâna! Se mor din alte ori pe degetul meu! Nu mai pun mâna, nu știu. E reptil din aia, mă, cum îi zice. Nu știu. Ce reptil? Și o pârlă din aia în formă de băț, sau cum îi spune. De creangă, nu știu. Nu există și o pârlă băț. Nu, un fel de gândac băț, așa. Deci ce, sare? Mușcă? M-a lins, eu zic că e șopârlă din aia, cum îi zici, de aia mică așa, aveai tu pe aici. Mă uit pe aici, dar nu-mi dau seama. N-ai, că s-o și care treaba. A, vreți să vă uitați ce este? Da. Ia uitați-vă. Șarpe, prostule, mi-a mușcat șarpele. Băi, gândiți-vă că e prima oară când iau contact cu un șarpe, am mai văzut așa de la distanță și tot așa închiși undeva. Bă, dar el sărea pe bune, a sărit cu mâna. Da, o să vedeți pe filmare. Băi, nu cred că... Deci, ăsta e cel mai mic șarpe al meu și cel mai agresiv. A, păi ești bulac? Băi, s-a pus pe mine. E o femeluță, de corp. Deci nu face nimic. Deci, ea se pune... Ea se pune așa și atacă, dar nu simți nimic. Deci va mușca, păi dar nu simți nimic. A, deci, dar e ăsta așa. Deci nu simți nimic. Deci, fără, știi? Ea doar face așa. Se pune în poziție de sus, atace. Ia punem o leacă mâna în formă de sus. Ăsta este șarpe pentru începători. Băi, ăsta sare în ochi, dar așa face. Ăsta nu face nimic. Are un an jumate, dar e micuț. De el e frumos, ca idei, da, frumos, chiar e frumos. Deci nu face mai nimic ăsta. Ce tare la atingere așa. Da. Stai, mă, nu mai fi. Moale, poți să le iei în mână fără probleme. Nu mi-e frică, bă, că mă, asta, că după nimic. Ce mi-ai zis, că m-a... Uite-mă, pe mine nu mai știi, că vine spre mine, așa. Deci e femeie, și femeile sunt mai nebune puțin, când sunt mici. După când e mare, nu mai are treabă. Mine, las-l acolo. Poți să le iei fără frică. Se vede că ai, se vede că ai multe pisici după zbire. Și la mine la fel, de la animale. Băi, ce faci, mă? Asta e tras coada subtilă. Da, deci, să punem poza de sus, dar nu face absolut nimic, deci. Da, băi, Danule, cu mine. Lasă-mă, să-l ghide rolul. Aaa, nu-mi place. Doar când îți mici fac treaba asta să atace, dar ideea e că nu mușcă, nu simți nimic.
Se face că mușcă, te atinge, dar nu... Îl domină, leagă. Deci e... Când te-ai tu ceva de-ale tale? E zi, de-ale sare în ochi aici. De-ale nasul. De-ale la nasul. Magați ăsta. Băi, nu, el e frumos, dar m-am sperat rău. Te pup și te respect. E fain, nu? Da, e fain rău. Te vezi, stai așa, dar nu mușcă. Deci mai mult are dinți. Nu știu că da, da, clar, toți au. Păi dacă n-au dinți, nu poate să mănânce, nu. Sunt foarte micuți, sunt ofensivi, deci eu nu face nimic. Bă, dar vreau să mă... asta o dată. Dar nu te mușcă așa, gen, știi? Poți să o enervezi, vezi că se pune în poziție. Vrei degetul mic, când simți altfel? Nici nu, așa nu mai, gata, las. Deci nu simți nimic, că ea doar se împinge spre tine, dar nu te mușcă efectiv. Ea doar vine așa, ea doar face doar așa, dar nu te... Își pune corpul pe tine, ea cum ar veni. Da. Gata, mă, stai, mă, că am văzut la televizor, mă. Uite, vezi că știu. Da, uite. E inofensiv. Stați acolo. Așa, hai să văd dacă... Hai să văd unde ești, mă. Și-o pune pe la urât cu șase picioare. Să văd dacă îl găsesc pe ăsta. Așa. Opa. Așa. Că uite, așa. Nu pune, mă. Nu vă uitați, mă! Și ăsta, îi pui de crocodil. Ia, mă, stai! Așa, gata? Pui, pui. Gata, l-am pus. Uite, las pe tine. Tu prim, tu prim. Nu, mă, dar de ce amândoi dată ca așa? Dar nu că ai pierdut și n-ai respectat prima oară. Dar că am pus-o cum n-am pus-o. N-ai respectat, am pus amândoi. Bă, frate, dacă mă mușcă ceva, zic... Nu te mușcă. Tare. Tare. Bă, nu mi-a spus mâna să-mi bată. Deci nu vă pun animale care să muște. Am văzut. Bă, nu mi-a... Tu mâna, dar eu beau apa, întreabă. Dai, bă, gata, cât ți-ai? Fai, elu, nu mi-a spus mâna. Eu uite cum facem cutii, mă, frate. Ia, stai așa. Ia. L-auzi? Hai, băgați mâine. Gata, mă, dă-te că bag eu mâna. Ioba. Că nu-i mare. E la mine aici ca să știu. Deci nu știu unde este. Frică pe bunii dacă vreodată mi-a făcut așa. Băi, îmi vine să mă uit așa repede pe gaura asta. Uite cum faci. S-ascunde. S-ascunde într-un colț acolo să bagă. Am pus mâna pe el? Păi ce-i cutia de carton aia? Eu nu bag mâna. Acolo, acolo bagă. Acolo, s-a băgat în colț, spui Danu, bagă aici. Dar s-a ascuns. În cutie s-a dus, cred că, nu? S-a băgat în cutie, de-aia. Scoate-l tu. Trage-l înapoi aici. Poți să-l tragi tu, fără. Da, 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 nu bag. Eu am băgat mâna, frate, că așa. Tu mâna. Nu încearcă. Nu știu. Nu să cază, nu. Așa. Așa. Care un loc aici? Mai într-o parte. A. 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 Are așa are multe. Graș mult, da. Nu, Claud, cum faci așa, faci așa, în continuu. Bagă mâna în colț. Nu bag, să bag acolo, sub ălea și mi-e frică că mă mușcă dacă bag. Dar bagă-mă și tu, mă, am băgat, dar mi-e frică. Am făcut-o alea, că așa și că gata. Nu știi ce. Păi trebuie să ghiciți, asta e ideea. Ia. Uite, e aici, nu? E rac din ăla, cum e? Ah! Băi, Bogdane, m-am mușcat, să mor, nu m-am mușcat. E rac. Să mor dacă nu m-am mușcat, fără Caterinca. Crap din ăla, rac. M-am mușcat, nu tare, dar m-a prins ceva. Mai mai dar ce este? Rac, nu știu, știu ceva. Un e rac, un e rac. Racul trăiește în apă. Da, un e rac. Nu știu, dar am zis și eu, atâta m-am dus capul, nu știu. Ce o avea pe aici, nu știu, mă, frate. Dar nu l-a luat de aici, am uitat că l-a luat undeva din spate de acolo, că l-a căutat. E în cutii pe aici, dar nu l vezi. De multe nu se văd. Nu mai pun mâna eu, pun niște mâna. Așa cu... Hai, bagă mâna, hai că ți-l scot iar. Pune-i, Danule, și mă agață pe mine. Au, au. Pe mine, eu sunt mai prost. Pune mâna. Mi se bag cu fesa, așa. Ce l-ai văzut? Da. Nu. Nu mai pun, nu mai pun. Nu, mă, mi-e frică, nu știu, mă, oricum, să moră, nu, mi-e frică rău. Ceva așa. Ai fost aproape cu racul. Da? Ce? Ceva cu crap. 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 Cum? Am zis, rac, crap. Bă, și frică de ăștia, mă, frate. Păi da, mă, dar vezi că ăsta are clește. Are clește ea, mă, frate. Păi ăsta, da, făcea problemă. Păi ăsta poate asta, așa? Olea. Păi ăsta agață. Păi m-a agățat pe mine. N-a agață decât în momentul în care stă în colț. Că dacă îl lași așa, nu-ți face nimic. E un Halloween crab. Ia. Au, 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 stai. Păi, hai în crap. Trebuie să vedi pe filmare că trebuie să... Nu văd. Stai, că mă rupă la fel. Stai, stai, stai. Opa. E frumos, mă, nu?
Dar m-a prins pe mine, pe bune. Păi, strânge tare, ai pus vreodată mâna aici, îmi mă, nu tare, dar doare puțin. Puțin, să zic, adică știi? Simte, simte. Are puțin. Dar în momentul în care se bagă în colțuri, la fel acum și eu când îl scot din terariu, uite, așa nu vrea să te agațe, vezi? Intră în ăla de... să apără, da, uite, așa nu, nu te pișcă. Mamă, da? Da. Au! Ce? M-a prins de unghie. Îmi retrag. Da, o să nu. Ia zul la loc. Da. Nu vreau să fac cunoștință cu tine, așa că... Un Halloween crab, vezi? Dar e murdar. Au! Fa! Bă, ce m-a început așa că... Și că nu. Păi nu, de obicei. De obicei nu, nu tare. De... Se bagă pe aici, până ăsta. M-a mușcat pe bună. Da, te cred, nu te cred că te-a mușcat. Că te da, deci, dar da, nu mușcă, că știi el. Dacă ați făcut s-a băgat acolo și tătea numai cu ea, așa, da. Bagă ăsta. Exact. Bun. Asta e un papagal, pune-ți ceva frumos. Cu o lună mâniți imediat. Ai, gata. Gata? Gata. O să bag mâna? Așa, băgați. Bă, dacă mă mușcă. Băiat. Mușcă? Uite-mă, că l-aud, mă, Danule. Stai. Nu mai l-agita ca prostul dacă e ceva care... Băi, dacă mă mușcă, mi-e frică rău. E tot șarpe, că se dă așa. Da. Cum, bă, nu, că arbe? Nu, mă, că... Încercați. Dacă asta când bag mâna pe înga, bagă și nu mușcă asta deloc. Nu mușcă deloc? Nu, ba, îți se rupe bolicul degetele. Bă, tu nu bagi mâna deloc, măi, frate. Băi, ba, Dane, dar... Deci n-am băgat deloc mâna, jur, dacă nu mai pe minimal ăsta. E un animal care zâmbește ăsta. Șarpe. E șarpe, mă. E șarpe, sigur. E șarpe. După cum rângește el în spate. Păi, dar tu nici nu ai pus mâna, știi tu că e șarpe. Dar dacă am pus mâna... Păi, eu am pus mâna de două ore pe el, l-am atins. Nu, n-a pus. Uite, acum eu pun mâna pe el și e rece, e șarpe, mă, că e rece, gata, mă, ta știu și eu, e șarpe, eu zic. Gata, l-ai ghicit tu cum ar veni. Nu e șarpe, nu e. Nu e șarpe? Nu, eu hai, poți să le iei în mână, fără probleme, poți să le iei, ia-l cu palmă. Pune și tu mâna, frate, numai eu. Ești de parte de el? Nu știu, la e la mine mișcă, aici, mișcă. Într-o parte, bagă până în partea asta. E rece, știi, vezi, că e ceva așa ca pielea de șarpe, așa, are o textură. Hai, mi-o zici că stai 3 zile până atingi. Da, e un suros, așa, e șarpe, rău, nu, frate, e șarpele. Nu e șarpele, nu e. Bă, dă-l mă în col. Nu e șarpele. Ia, ce prost suntem. Ce? Ia uite să vezi ce. Suntem, vai de capul ăsta. A, s-a terminat. O testoasă, năbroască. Bă, testoasă. Asta e șmecherea cu challenge-ul ăsta, mâncați-aș gura ta, că păi te da. Sperii. E o broască testoasă de apă. Când lucruri vii, e altceva, că nu poți știi. Poți jos? Și da. Mai ales că știu ce are el toate astea pe aici, păi de asta mai apă. Ți-a dat șarpe, ți-a dat din astea și acum dă-o de asta ușoară cum ar veni. Uite-o leacă la ea. Ia zi cum a trebuit. Lasă să o pun în apă acolo. Da, deci asta ca... africanul cu gâtul lung. Asta, cred că iese jumătate de metru afară. Are, zâmbește, deci are gura așa semilună când da, se zâmbește. Vede, se vede. Și are gâtul foarte lung. Lasă-o să o pună în apă. Ca un deget. Iese singur, așa. O, speriat, o ții în aer. De... Ați stasă africană. Trișează puțin, nu? Da, nu pune mâna, că băi, ba, da, că pune tu, că vezi, da. Frică rău de pune astea. Pune mâna! Unde fugi, frate? Ia uite. Ăsta, sigur, păi, ești hamster din ăla. Oare, are multe picioare, Danule. Hai. Gata? Gata. Hai. Ți-a uitat la mine, la mine, partea asta. Nu, am ținut cutia ca să nu se ducă în colo. Eu știu deja ce e. Stai, mă, frate. Că uite, ai speriat să te mușcă. Eu știu. Dacă vrei, eu zic direct ce e. Stai că pleacă. Ce este? E, nu știu să zic exact specia sau așa. E un fel de șopârlă, iguană, în genul ăsta, așa, o șopârlă mai mare. Habar n-am, nu știu exact. Am atins-o și eu și solzuroasă. Da. Și după ce mi-am dat seama? După coada aici, avea coada undeva. Eu am atins-o și solzuroasă, așa, are ca spine, așa, cumva. Uite, da. Uite coada. Nu? Da, da, da. Uite coada. Aici da. Mi-am dat seama, da. Frate. Înseamnă da. Că i-am dat direct da, nu știu exact dacă e șopârlă sau... Un dragon chinezesc de apă. Da, mă rog. Așa. La mine tot ce informa asta e șopârlă. Da, da. Da, da. Aici am fost calv. Iar n-ai pus mâna, iar am pus mai eu. Dacă vreți să o vedeți, mai bine? Da. Uite că pot. Opa, pleacă. Nu știu, nu scăpa. Asta are viteze, nu? Seamănă cu iguana, dar nu este din... Nu are treabă cu iguana. Asta atacă, are ceva? Nu, nu. Nu știu, mă, are gură și ea. Nu face nimic. Merge, băi. Opa. Ea schimbă culoarea ca un cameleon. Deci acum vezi că e spre negru. Uh-huh. Dacă o lași relaxată, se face un verde, verde deschis așa. Da, lasă, că e agitată. Pune-o înapoi, pune-o înapoi, lasă, lasă. Da. Lasă, și lasă. Pui încă nu-i adună. Nu, pune-o înapoi, lasă, nu mai chinui. Lasă să stea liniștită.
tare e textura asta așa. Uite aici ce fel e. Eu acolo am pus mâna. Vezi cum are și creasta pe spate și gușa. Asta e o femeie, masculi au o gușă mai mare așa jos. Seamănă cu iguana, dar nu e chiar. Da, nu facem nimic. Ce ai făcut, mă? I-a băsat pe cutor ce ai făcut. Bag, pune înapoi. Aici și noi una am până acum. Eu? Tu băi, niciuna, da, nici mâna n-ai băgat în ăla. Ai zis primul, măi, ba, da, cum să zice așa. Pune cutia. Ai zis tu primul cu astea și o pârnă. Bă, tu nici nu aveai mâna băgată, Danule, în ăla. Am băgat mâna. Eu n-am văzut așa fricos ca tine. Deci tura asta, da, fii atent, tura asta, da, nu punem, doar el pune. Da, 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 da. Pune ceva, o viperă, o ceva. Da, 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 două. N-am vipere, deci nu mă faceți probleme, da? Mamă, ta-i mare rău. Puteți gata? Dai, dai. L-ai luat așa mult să-l pune cum ar veni. Jată, mamă, ia lasă să pun cu mâna. Am pus mâncam ei și pune mâna. Aha. Alo, e mare. E șarpi. Ăsta pe bun, ăsta e șarpi. Eu nu mă pot să abține să nu râd aici în spate. Șarpi pe bun, ăsta e șarpi, 100% e șarpi. Hai ia-l, că nu-ți face nimic. Da, mă, bă, iar l-ai pus pe ăsta portocaliu? E mai mare. L-a pus pe la mare, să mă vezi nebun dacă nu la marele. Cât e de mare, Danule, uite-te o leacă. Ăsta e mascul. Capul meu. Are 8 ani. 8 ani? 8 ani, dar e adult, nu se face mai mare de atât. Ăsta e tot, a? Da. Deci e aceeași specie cum este și femeia aia mică care mușca, dar când îți mari nu mușca deloc. Băi, dar ce ține de el așa de aici, ca pe discavere? Băi, dar pune mâna o leacă aici, să vezi și fel se încordează, mâncați-și gura ta. Deci ăștia sunt și pentru persoane amatoare, să zic, la începători. Vrea doar să pleci, nu faci nimic. Îmi dau seama. Poți să-l pui pe tine. Da, chiar n-aș vrea. N-ai vrea, nu? Lasă-l ăla că-și vrea. E bine că nu ți-a frică, cred că... Bă, dar ce fel... Stai, mă, dar vrei la mine tu? Stai, mă, nu fii prost! Stai, mă, Dale, ca să te ia în cadru! Bă, lasă-l, nu stresa, că faci un lucru, nu stresa! Nu, că eu știu că ești prost și mi-l pui în cap! Uite ea! Nu, mă, nu... Se pun după gât! Uite, îmi pun tacana așa, îmi făceai și îmi lua 10 euro, mi-a luat! Lasă-ți că-ți dau eu 10 euro! 10 euro de poză! Nu știu 10, îți-l pun după gât, mă, că nu se întâmplă nimic cu tine, ori mi-l pun! Spargeți acolo butonul de like neapărat, deci, da? Bogdan își pune șarpele în gât, deci spargeți cu like-ul! Deci dacă strângem, fii atent, dacă strângem aici 15.000 de like-uri, îl pun și eu acum, să mor eu, dacă apăsați acum pe butonul. Mai strângi de gât, Bogdan! Nu o omoară! Păi nu, nu vreau! Ia, trebuie să mi-l pui mâna. Da, mă, dacă pune, ia mâna tu, ia mâna, că nu, așa fac ea în afară. Păi da, mă, dar îl pui cu fața la mine și nu că se întoarce. Hai. Co, domnul Dano din România, bun venito. Stai, mă, așa. Poză cu... Nu știi să trebuie să mi-l pui invers. Bă, el se întoarce că se încolăcește, ești nebun, ce crezi că ăsta de plastic? Intră în gură. În gură, asta n-am mai auzit, o să-ți intre în gură. Bă, bune. Nu vreau să nu vine, Doamne, ce ai spus aici. Hai, mă, frate. Da, dacă n-apăsați pe butonul de like. Stai, mă, dar de ce mi-l dai după gât? Așa trebuie să stea. Băi, stai cu mine. Ia. Așa, gata. Lasă mâinile în jos. Lasă-mă, bată mama. Băi, like, toată lumea mâncat vași gura voastră, că nu mai pot. Băi, stai, mă, nu mi-l băgă. Ia zi, băi, cum mă. Mă, frate. Băi, dar ce fel să-ți poate mi-intri în buzunar? N-am bani acolo, tată, stai cu mine. Hai, ia-l alea. Vă dau și femeia la care m-a mușcat pe mine? Nu, te rog. Uite, așa am avut unii prieteni și au ajuns. Ca să știți. Și eu mă împrietenesc cu ei acum. Gata, lasă-te, l-am stresat prea mult. Nu, no, n-are treabă. Cred că poți să-l iau eu așa cu mâna, nu? E învățat cu manipularea, n-are nicio problemă. Oricum, eu sunt în gentă. Bă, uite, de exemplu, ăsta m-am învățat, n-aș avea. Nu mușcă niciodată. Nu știu, mă, sunt colăcești și ciudat așa, sunt cordează. Mm. Iar eu în mintea mea, da, mi se prinde, mă, sugrum. Eu numai așa am în cap când vă șerpi. Asta e singura variantă ca să te muște, trebuia să-ți fi pus un șoareci înainte și miroseai șoareci și te mușca imediat. Am înțeles. Devenea clipul viral. Era simplu. Da, ce să zic? Alo, dacă n-a putea... Băi, și care-i treaba până la urmă? Atat timp cât n-a revenit și așa, nu moare până la urmă. Mușcătorul nu are. Nu are absolut nimic. Băi, am pus acolo, fiți atenți. Poate nu vă țineți de promisiune, da? Care, bă? Am făcut pact cu oamenii. Iar de cât după scaun să mă duc. M-am mutat tot, lasă-mă. Are tot, gata. Hai, mă duc în camera cealaltă să-mi aduc ceva. Acolo-i problemă. Băgați-vă acum. Gata? Gata. Mamă, ăsta nu l-a... Se mișcă pe aici. Are blană, mă. Are blană. Așa, și... A...
E porcușor din Guinea. Șobolan. 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 Este? Șobolan, da. Șobolan. Bă, dar bă, ce frumos e, da. Bă, frate. Jur dacă nu-i superb. Un șobolan husky. Bă, blu husky. Șobolan husky. Culoarea husky blu. De, îi fac o poză și lor. Bă, dar pleacă ăsta, bă. E frumos. Da, bă. E blând. E cel mai blând șobolan al meu. Da, mi-e frică. E cel mai blând șobolan al meu. N-ai treabă cu el. Poți să-l iei mâine. Ratatui, vină-mi cu o leacă. Ia-l în mână, fără probleme. Ce frumos e. Uite. Ce faci, mă? Ce faci? Băi, zici că mă joc copii. Dacă-l puneam pe ăsta înainte și după șarpele, era puțin riscant. Că își ia mirosul pe mână. Și cum mănâncă din ăștia așa? Nu, nu, nu. Dar miroase. Miroase rozătoare. Mănâncă pui de ăștia. Și tu îi dai... Asta nu poate să mănânce. Șoareci, nu, ăla. Îi dai șoareci? Șoareci, șobolani, pui. Păi și faci? Cumperi sau îi prinzi? Nu, am eu. Îi cresc. Deci îi crește el. Îi cresc. Îți arăt după aia. Dacă dai, de exemplu, un șoareci, după cât timp îi mai e foame lui, mai mănâncă? Cât îi durează? O săptămână. O săptămână? O săptămână, două, da. La ăla mai la două, trei săptămâni. E digestia grea și aia, nu? Bă, dar stai frumos rău, mă, frate. Uite ce frumos e cu grâie așa. Dar vezi ce coaie are. Ia ridică. O să vede aici în spate, chiar termen. Uite ce bine stă cu astea. Să ți arăt și un șoricel chelios, ca idee. Chiță, chiță. Ia să te. Da. Nu prea mi-e frică de tine, mă. Băi, chiță, chiță. E frumos rău. Du-l la el acolo. Uite, să ți arăt ceva interesant. Coaile de la un șoricel chelios. Uite. Uite, uite ce are, mă. Uite, șoricel fără păr. Zici că e buldog la față. Bă, știi cum e asta, mă? Eu am văzut un film odată. Ia vezi că pleacă și într-un oraș și invadau niște din ăștia. Pe bune, dacă n-am văzut un film. Chelioși? Da, din ăștia așa, da. Dar mari, mari. Bă, dar ce-i cu tine, mă, de n-ai păr? Asta e ca pisica Sphinx. Exact, exact. Ce tremură. Ia vezi ce față ai? De el așa rămâni sau îți faci mai mare? Așa sunt. Nu, a, adult. Asta e gata, asta e adult. E adult, e adult. Am pui mititei, zici că-i scăt unghia, sunt mici, mici. Sunt inofensiv, ăștia îi țin ca animal de companie. Și șoarecea și șobolanul ăsta e ca animal de companie. Ăsta nu o să ajungă niciodată hrană la șarpe. Da. E steak de... așa îmi place. La cerată. Da. În loc să... da, de fiecare are... Băi, dar ăsta ți-mi bat piciorul, gata, m-am mărtat cu el. Ăștia doi nu se bat sau ceva? Am pui de vânzare de ăștia de șobolan. Ia uite, da, da. Îți fac unul cadou, nu ți-l vânt ea. Îmi faci cadou, dar ți-am zis că am 10 pisici, nu știu cum faci el. Oare se joacă Pablo cu el, frate? Dar Pablo cred că se speli, fuge sub pat. Ăsta așa respiră el sau îi tremură, îi frică? Îmi place blana. Așa e el. Îmi place blana lui ăsta. Da. Ăsta e călduros. Ia, bagă-l înapoi și pe ăsta stea acolo frumos. Da, ăștia scalzi, că scherbizi așa. Dacă-s numai piele. Bă, dar ăsta, mă. Gata? Gata, gata, gata. Băi, el până... pleacă! Pleacă! Stai, stai că pleacă! Când apuc ți-ai adus, băi, frate? Ia, am văzut, îți șoricei din aia mici, nu? Îți pui de la ăla, pui de șobolan. Păi și ăștia, mă, n-am apucat, fii, mă, frate, că pui, frate. Fii, fugeau în toate direcțiile. Bă, dar ce frumos sunt. Bă, ăștia n-am crezut la un șobolan din ăsta, că e frumos. Dar să arăt ce culori mai am la ea, am o grămadă de culori, spătate. Bă, ce frumos. Bagă și adu altceva. Ca da, să completăm runda aici. Ăștia au fost prea energici. Da. Bă, stai și că-i pui de câine. Bă, micule, bă. Uite, galben, cenușiu. Uite puțin și alb. Ăștia două culori, cafeniu. Da. Bălțat, albaștri, husky. Uite, cu ochii roșii. Uite ce tare. Pui. Dar ăștia, după ce crezi că-i mai vând, dar mai dat pe la unii, pe la alții, așa. Păi da, tu vezi că nu sunt așa ca... ca șoareci de zi cu zi, parcă ea inspiră ceva așa. Nu, scârbă mă, da. Gen, dar nu altceva. Dar ăștia n-am nu miros. Nu miros, nu sunt agresivi, se îmblânzesc foarte ușor și al doilea animal inteligent după câine. Deci cel mai ușor de dresat după câine este un șobolan. Și ce poate să facă ăsta, de exemplu? Ai văzut vreunul dresat? Dar cum? Sare, se întoarce pe spate. Era unul prin America, avea șobolan de ăștia de canal, pui, îi creștea și efectiv făcea jumbuș lucruri, că e pe stradă și făcea banca la circ. Da, mă, sare, se urcă, da, ceva în gură, duce dincolo, exact, exact. Tumbi. Orice poate să facă. Foarte... da, ăsta a fost fel, din păcate că sunt prea energici băieții și... Dar vezi că dacă îi lăsa așa și băgai mâna te speriai. Și se mișcau așa de nu știi, te sperii doar de senzații, nu te sperii de el. Adică uite, dacă știi și așa, n-ai probleme, vezi la care dar vezi ce diferenție faci de când făceam noi cu obiecte și cu din alea, că creierul tău știi că dacă bagi mâna acolo nu se întâmplă nimic. Frații lui, acum i-am găsit în colț morți, ca idee. Că lumea întreabă, ce faci cu ea morți? Hrană la șerpi, uite. Așa, au murit. Are mori, păstrezi și... erau mai mici, păi da, nu n-o supt bine.
La măsa și a rămas, hrănit, da. Că dacă sunt mulți, ea mai mici rămân în urmă. Păi cât să dea și ea? Da. Poate să hrănească 5, da, 6, dau un exemplu. Și ăștia îi voi da la șerpi. De asta mai cresc. Mai dau și ca animal de companie, mai dau și la șarpe. Cât trebuie să mânci la vreun acum? Nu mai are viață, da. A murit oricum. Trebuie să-l folosească în alt scop și cumva. Și când să-l arunce mai bine, îl trebuie exact, și să-l îngroape sau să-l fac ceva așa, bă, nu știu, dar măcar la un altul. Dar cum îl aduce la viață înapoi. Ideea e că dacă dă la un șarpe, îl ține sătul o săptămână, n-ai auzit? Așa. Ultimul animal, cel mai periculos va fi ăsta. Da, nu bagă mâna. Așa, da. Da. Nu, eu zic că țeapa. Eu zic că țeapa asta periculoasă. Nu, bagă tu la. Dar nu mai faci așa. Mai zic că țeapa, tu ești sigur pe tine că tu ești ăla. E mic, mare, înalt. Ei, iepuri. Iepuri, ce prost ești! Iepuri, ce prost ești! La bună, trebuie doar să-l întreb. Da, bă, iepuri. El spune imediat. Iepuri. Deci asta e ce în total, asta exact de final rămâne. Asta și cum a fost, mă? Mai ții minte când am filmat noi așa, ai zis tu ceva cu prost, cum era faza și am zis că da, eu. Da. Nu mai știu. Nu de urechi, deci iepuri nu se ia de urechi niciodată. De ce asta, nu? Am vrut să zic că ce contează, ce este și am gândit iepuri și am zis iepuri direct. Vrei frumusețe. De aici se ia iepurașul. De ceafă, da. Nu, de aici, nu de ceafă. Spate, da, bine. Și nu doare, nu are nimic, așa se ia orice iepură. Da, am vrut ăsta să fie animalul periculos și am zis ce era. Cum era să fie pupoșene? Asta cea mai periculoasă treabă. Deci, dar e dulce. S-a pus așa jos. Alunecă pe masă. Ești dulce, bă. Da, alunecă. Uite când ai de născă așa. Da, uite cum se cracanat, fii atent cum stă. Eu nu pui direct nu la mațian. Nu poate el în picioare ca alunec sau e el alintat asta, așa? Nu, alunecă. Bine, e și puțin alintat, că ăsta-l țin în casă. Am vreo doi care țin așa. Ia, bine, am vreo 30 de iepuri, că ți-am 40, dar... Da, mă, alunec, alunec. Alunec. Gata. Gata? Da. Da-ți-o, Paul. Ia să-mi bagă după cutie. Toate să-mi bagă după cutie. Pun mâna pe el acum eu? Eu am pus mâna pe el, nu? N-ai pus, amândoi. Îl atingeți doar. Nu știu, merge ceva, dar nu dau seama ce. Tot o șopârlă, n-ai mai mică. Da. A? Ah, ce m-am sperat, cred că l-am apăsat o leagă. Vezi, nu numără. Șopârlă? L-am atins un pic mai... Tot o de mai tare. Dar miroase ceva, mă, sau mi se pare, mă, frate? Miroase. S-a căcat, ce a făcut? Cam așa. S-a scoat ea un... E un fel de miros, da. Zapără, gajeră ceva. Da. E fel de miros. Miroase ceea ce mănâncă. Eu am scadat, dar nu vreau aici. Miroase ceea ce mănâncă și elimină gazele într-un fel. Am înțeles. Mușcă? Nu. Sunt ofensive. Da, mă, atunci mă bag și eu. E la mine aici. Eu încerc să pun așa încet, că să nu fac vreo mișcare bruscă. Nu știu, am luat în mână. Habar n-am ce e. Păi și de unde să știu ăsta? Gândați, insecte. Este insecte. Să-l ajut pe mâna mea. Stai. Iotio? Da. Cum se cheamă? Euricanta calcarata, dar sunt încă mici, se fac de 3 ori mai mari. De 3 ori mai mari? De 3 ori mai mari. Bă, și prost n-au zis ceată. Sunt încă pui. Insecte așa. Amândoi sunt masculi. Mă. Așa, dar am și femeie. Bă, boule. A, dar au niște chestii înțepătoare. Stai, mă, prost. Da, sunt piciorușele care se agață ca să merge peste tot. Ca să se deplaseze. Da. Gata, numai că a plecat. Unde te duci la Suceava? Da, nu, habar n-am. Am zis că tot un fel de șopârlă ceva mai micuț, știi? Da, stai, nu. Nu vreau să sau nimic. Ești ciudat la atingere, tipule. Tipule, ești ciudat. Da, ăsta are ce... asta ruptă coada sau care e treaba? Așa e coada lor la masculi. Uite, okay. Masculii au aici și niște țepi foarte mari. Da, pe se fac cam atât de mari, de un centimetru când sunt adulți. Cred că sunt destul de înțepătoare aia când sunt mari, nu? Nu, parcă nu. Nu, zic că dacă îi simți tu, dacă pui mâna pe ea așa, te înțeapă, nu? Ceva ca spini. Ca spini de lan, da. Mamă, ce, m-am interesant rău la seria asta așa cu... Da. What's băi, că n-ai așa din astea vii și lucruri, așa e mișto. Și cam ăsta ar fi challenge-ul. Bă, a fost mișto. Bă, a fost super interesant. Vreau să recunosc la început că fricos când vine vorba de treburi de genul ăsta, bă, dar și eu așa, sper să mai scăp așa din frica asta, că am văzut că mult e super ok, adică prima oară când puneam pe șarpe... Eu la mare, dacă mi-l dai acum, bag mâna și le-au singur de acolo, dar ăsta n-am curaj. Ăsta la mic. Ăla mai mic la cărteu. Ăsta e sandilău. Nu, ăla pare așa, liniștit, dar... Mai am mai mult și mai am încă un șarpe, mai am un boa. Nu l-am ai ceva mai mare?
Da, dar nu l-am în camera asta, e la carantină, e mai... Mai am încă o femeie acolo, pe aia nu vă băgam, că aia m-a mușcat și pe mine. Ăla... Adică, na, voi nu-i vedeți pe toți că... Să unul să ascunzi. Are multe acvarii din astea, habar n-am, terarii, cum se numește. Și acvarii, am și în spate aia acolo acvarii. Pești, da. Am aici un pește în spate, mai da, am și prin da, da. Casă. Și de asta are mult, mai are și, am văzut într-o cameră aici. Da. Băi, interesant, doar că... Mi se pare așa că ai puțin de treabă cu ele, dacă mă întreb pe mine. Te duci afară la pământ. Până la urmă toate sunt suflete și trebuie să ai grijă de ele dacă stai să o iei așa. Nu poți fiecare să le lași chiar. Îmi pare fiecare animalul. Interesant așa în felul lui. Și trebuie să știe, ăla mănâncă ceva, pentru ăla trebuie să ai altceva, pentru ăla altceva. Pe ăla e cald, ăla e rece, ăla apă, ăla frig, ăla habar n-am. În mare adică parte ocupă toate, timp, dacă mă întreb pe mine. Temperatura e aproximativ la fel, caldă trebuie în principal la toți, diferă umiditatea la unii, pentru că am șopârle deșertice, am șopârle tropicale, au nevoie de umiditate diferită. Da. Nu le-am scos pe toate, nu le-am pus la băieți aici să îi înspăimânt, așa să zic. Dar sper că v-a plăcut challenge-ul ăsta. Cred noi că ne-am distrat. Numai așa eu. Da, bă, eu mă tot mă uit pe net, nu m-am uitat la camera, dar tot uit așa. Da. Dacă v-a plăcut, hai să adunăm acolo multe like-uri. Acolo, forță. Forță. Și ne vedem data viitoare. Vă pup. Numai bine. Pa. Salutăm, ciao.